După ce etapa trecută a întâlnit pe teren propriu formația FC Clinceni, împotriva căreia a suferit un eșec clar, scor 0-2, Gloria Buzău va întâlni mâine un alt adversar din județul Ilfov, ACS Berceni. Partida de fotbal va avea loc mâine de la ora 11 pe stadionul comunal din Berceni. Gloria Buzău va evolua mâine fără principala ei gură de foc, Clement Pălimaru, vârful fiind eliminat în minutul 32 al meciului cu FC Clinceni după un fault dur asupra unui apărător Ilfov. Etapa trecută, ACS Berceni a câștigat pe terenul formației Oțelul Galați, scor 0-2, același rezultat pe care l-a înregistrat și Gloria la Galați cu două etape înainte. În meciul tur, disputat în octombrie 2015, Gloria a fost învinsă de ACS Berceni cu scorul de 2-0 printr-o dublă reușită de Leonard Dobre. Pentru a mai spera la ultimul loc care duce în play-off, ocupat acum de Sport Club Bacău, ambele formații sunt nevoite să câștige toate cele trei puncte puse în joc, așa că se anunță un duel încins sâmbătă dimineață. Înaintea acestei etape, Gloria Buzău se află pe locul 8 cu 26 de puncte, cu 2 puncte mai puțin decât adversara de mâine, ACS Berceni.